Bună seara, Iona. Bună seara. Dosarul în care este trimis în judecată Liviu Dragnea ar putea rămâne fără obiect dacă propunerile Ministerului Justiției ar intra în vigoare. Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu, iar prejudiciul în cazul său este de 108.000 de lei, așadar mai puțin decât pragul de 200.000 de lei pe care îl propune în acest moment Ministerul Justiției. De asemenea, un dosar care ar putea rămâne fără obiect este cel al lui Gabriel Oprea. El este acuzat de abuz în serviciu în dosarul pe care, care este intitulat Dosarul Coloanelor Oficiale, iar aici prejudiciul este de 86.000 de lei. De asemenea, un alt dosar care ar putea practic să nu mai existe este cel în care este judecat Dan Șova. Este judecat pentru abuz în serviciu pentru un prejudiciu de 124.000 de lei, așadar și în cazul său prejudiciul este mai mic decât limita prevăzută de Ministerul de Justiție. De asemenea, Cristian Popescu Piedone, care este judecat în dosarul colectiv pentru abuz în serviciu, are în sarcina sa un prejudiciu de 86.000 de lei. Asta înseamnă că dacă propunerile Ministerului Justiției intră în vigoare, Cristian Popescu Piedone ar putea să scape de acuzațiile de abuz în serviciu. Și mai e ceva în aceste propuneri. Ministerul de Justiție spune că infracțiunea de abuz în serviciu mai poate fi cercetată de către procurori doar dacă există o plângere prealabilă. Adică instituția care se consideră păgubită, de exemplu o primărie, trebuie să depună la Direcția Națională Anticorupție o plângere. În cazul în care nu există această plângere, procurorii nu se mai pot ocupa de dosar. Iar în acest caz ar putea scăpa de dosarele care sunt în lucru Alina Bica și Crinuța Dumitrean în dosarul ANRP. De asemenea, Nicușor Constantinescu. Sunt dosare cu prejudicii foarte mari, însă în aceste cazuri nu există, așa cum spuneam, plângerea prealabilă.